Sheriff Tiraspol a pierdut în fața Manchester United, Viespele nu au marcat niciun gol, iar meciul de fotbal s-a încheiat cu scorul de 0-2 pentru Diavolii Roșii. Sheriff Tiraspol și Manchester United s-au duelat pe 15 septembrie la Chișinău. Meciul a început la ora 19:45 de minute pe stadionul Zimbru. Sheriff Tiraspol a fost văzută drept victimă clară în duelul de joi cu Manchester United, conform caselor de pariuri din întreaga lume. Manchester United este unul dintre cele mai populare cluburi din lume, cu peste 50 de milioane de fani.